Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Ministerul Cercetării a lansat o platformă împotriva dezinformării. Un site care funcționează, puteți să-l accesați. Mă rog, e mai complicat adresa. Adică, de fapt, îi spune Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării. Așa. Ca atare, adresa este MCID. Înțelegi? De la... Măcid. Măcid. Da, inițialele ministerului, practic. Da, măcid.gov.ro și după aceea este /nofake. Asta e platforma. Da, mai are logică. Inspirație n-au avut ei când au făcut chestia asta. Da, oricum, pe platforma asta, utilizatorii ar urma să semnaleze fake-uri, înregistrări video, audio sau poze alterate cu ajutorul tehnologiei deepfake și postate pe Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Google, pe rețelele sociale. Auzi, drucaje și pagini care sunt false, numele cuiva poți să... Da. Faci chestia asta. Aici că eu am făcut plângere la poliție că cineva dă bani în numele meu pe internet și nu se întâmplă. Pagina e în continuare acolo. Adică dă nu bani în sensul că oferă bani. Oferă bani, da. Oferă tot felul de concursuri. Bă, la poliție a fost acolo. Pretinde că dă bani ca să-ți ia datele. Exact. Deci da. Este un scam. Dar sunt foarte multe, da. Cum ar urma să funcționeze această platformă? Analiza sesizărilor, se anunță, va fi făcută în cel mult o oră de la postare, în intervalul orar 8-22. După aia închid? După aia, în cel mult 12 ore, în afara acestui interval. Apoi, sesizările vor fi redirecționate către administratorii rețelelor sociale spre soluționare. Senzația mea e că doar dau un forward. Nu vă supărați, la ce etaj? La telefon este expertul în media digitală, Dragoș Tanca. Bună dimineața, Dragoș. Neața. Bună dimineața. Scuze că te-am trezit. Te întreb dacă crezi că această platformă va avea vreun efect. Adică oamenii par să aibă intenții bune, dar din ce îmi descriu, ei se uită și după aia le trimit la administratorii rețelelor sociale. Adică ceva ce am putea să facem și noi, nu? Da, cred că în primul rând e de salutat orice demers care readuce în atenția publică această problemă sistemică majoră, și anume faptul că adevărul și informația importantă și de interes public a devenit total opțională în zona de social media și că ce e încurajat de fapt și cred că e important pentru toată lumea să înțeleagă este conținutul care produce viralitate, pentru că, adică e văzut de cât mai mulți oameni, nu contează dacă e adevărat sau nu, pentru că asta e de fapt treaba acestor rețele, între ghilimele treaba, să producă cât mai multă atenție ca să monetizeze, să facă bani din această atenție. Prin urmare, evident că o discuție reală dintre noi, care evident e un pic mai serioasă, e mai puțin interesantă decât manipularea vocilor noastre, spunând tot felul de prostii care ar putea să amuze și să declanșeze viralitate. Deci trebuie salutat demersul, că e o idee bună să readucem în discuția publică da. Unei astfel de inițiative, sunt extrem de sceptic că va exista. E mai degrabă un exercițiu de imagine, să nu uităm că totuși suntem într-o perioadă electorală și că inclusiv Partidul Ministrului Digitalizării este în campanie electorală și chiar și platformele globale sunt într-o campanie electorală. De ce? Pentru că suntem într-o perioadă în care Uniunea Europeană încearcă să reglementeze diverse aspecte ale funcționarilor, așa că ele trebuie să danseze frumos pe muzica autorităților locale din fiecare țară. De ce? Pentru că urmează să se implementeze la nivel național legislația europeană care afectează aceste platforme. Deci, cumva o împrietenire dintre marile platforme Big Tech care ne dau cu sin, ca să folosim o expresie deja virală, nouă cetățenilor, nu le prea mai dau cu sin celor din zona puterii politice, pentru că ar putea să le afecteze modelele de funcționare. Că ai ajuns în discuție legislația care este în examinare la nivelul Uniunii Europene. În ce direcție s-ar îndrepta? Ce prevedere ar putea fi aplicate pentru ca să aibă cu adevărat efect? Sunt mai multe bucățele de legislație care încearcă într-un fel să mai regleze dezechilibrele provocate de
impactul negativ al rețelelor sociale. Există și multe elemente pozitive, dar acum vorbim doar de acest aspect al informării și dezinformării. Aici e o nuanță importantă. Aceste rețele sociale au făcut foarte bine, de exemplu, afacerilor mici și mijlocii, au făcut foarte bine în multe aspecte ale economiei. Însă, în acest domeniu al informării și dezinformării, au creat un haos total pentru că n-au avut această distinție. Acestea sunt niște mașinării gândite pentru vânzări, nu sunt gândite pentru informare. Faptul că noi insistăm să considerăm cele mai importante surse de informare rețele de social media și cu cât coborâm în vârstă, cu atât oamenii, cu toate studiile arată asta, consideră că se informează de acolo, e o mare prostie. Ca și cum ne-am imaginat că o sanie ar fi foarte potrivită să plutim cu ea pe valuri. Adică e o rețea care e gândită pentru altceva. Toate reglementele care vin din zona Uniunii Europene încearcă să mai aducă niște echilibru odată, să existe mai multă responsabilitate din partea acestor rețele, să mai recompenseze producătorii de conținut care fac conținut real și conținutul real este apoi rostogolit de aceste rețele și este monetizat, se fac bani cu aceste bucăți de conținut, dar nu ajung la cei care le-au și produs și așa mai departe. Dar revenind la problema fundamentală, există o promisiune acolo care îmi pare extrem de greu de atins, anume că se vor rezolva cazurile în câteva ore. Adineaur spunea colegul tău că e pagina care îl impersonează. Da. Hai să raportăm acea pagină și să vedem dacă până la sfârșitul zilei se și rezolvă ceva. Uh-huh. Păi nu că statul român spune, nu, statul român spune noi primim sesizarea, analizăm să vedem probabil dacă nu e la mișto sau ceva și după aia o trimite mai departe. Adică ei nu promit că o rezolvă, promit doar că o trimit mai departe. Da, e o verigă oarecum inutilă, pentru că aceste sesizări pe care oamenii se presupune că ar dori să le facă, se pot face și se fac în continuu către rețele sociale. Ca să vă dau o experiență personală, eu, de exemplu, am semnalat o bucată de publicitate falsă, care e impersonat pe Andreea Esca, am raportat acea bucată de conținut, am și postat despre acel eveniment și am spus nu e în regulă și ce s-a întâmplat, postarea mea a fost marcată ca fiind răspândire de conținut fals. Da? Adică sistemele acestea sunt departe de a fi eficiente. Pe de altă parte, sigur, repet, e de salutat inițiativa guvernului că încearcă să pună pe tapet din nou această problemă, însă eficiența mi se pare undeva la capitolul discutat. Să ne amintim poate și de proiectul Ion, că încă există ion.gov.ro sau altele de asemenea. Sigur, dau bine așa în comunicate de presă, salutăm cooperarea platformelor globale, dar dincolo de comunicatele de presă nu vedem neapărat niște rezultate concrete, atâta timp cât zburdă publicitatea falsă, zburdă dezinformările și mai zburdă ceva, mai ales în perioada electorală, dezinformările făcute de politicieni și partide politice în cadrul campaniei electorale, care sunt mai presus cumva de reguli. Asta e iarăși o informație de interes public. Conținutul postat de noi ca cetățeni poate fi supus sancțiunilor termenilor și condițiilor platformelor. Conținutul postat însă de politicieni, cel puțin în rețeaua Meta, adică Facebook și Instagram, este mai presus de aceste reguli, pentru că la un moment dat a existat această decizie de a lăsa politicienii să se exprime așa cum doresc ei, pentru că aveți, dragă doamne, publicul să decide dacă ei sunt mincinoși sau nu. Deci ei nu se supun acelorași reguli și pot să răspundească niștiți informații false. Mai mult, iarăși e important să știm că aceste platforme înghit o bună parte din acei bani publici, exact, despre care se vorbește, și pe vreo 60 de milioane de euro, adică de două ori, ce înseamnă 60 de milioane de euro, cât toată piața radio din România, ori doi. Este vorba de banii cheltuiți de partide pentru diverse feluri de cumpărare de publicitate, da. Exact, acei bani prin agenții de publicitate care se pretează la așa ceva și din păcate sunt multe, ajung tot la aceste platforme globale, o bună parte din acești bani. Și o bună parte din acești bani publici, practic noi plătim din taxe și impozitele noastre să fim prostiți pe banii noștri cu complicitatea platformelor globale și agențiilor care sunt de acord să facă astfel de campanii, da? Acești bani ajung, ce să vezi, tot la TikTok, Meta, Alphabet, companiile cărora ministrul Ivan le mulțumește public pentru cooperare,
Deci, iată, un ecosistem destul de interesant, așa, din perspectiva unui cetățean, nu? În care interesele electorale ale partidelor politice sunt aliniate cu interesele comerciale ale marilor platforme Big Tech și noi de pe margine suntem rugați să venim și să intervenim și să reclamăm și să facem practic treabă de fact-checker, da, gratis, așa cum și producem conținut gratis pentru social media, să facem și fact-checking gratis pentru că efortul nostru va fi răsplătit și vom vedea niște rezultate. Mulțumesc foarte mult, Dragoș Tanca, mulțumesc că a fost în direct în deșteptarea expertului media digitală, Dragoș Tanca. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.